secundă. M-am culcat cu altă femeie. Îmi pare rău. Am făcut sex cu altă femeie și gata, nu mai, ce să mai... Eram sigură că e ceva cu povestea asta de la început. Doamne, e oribil. Bun, am aflat ce era de aflat. Acum putem să plecăm. Da, hai să plecăm. Ce-ai spus, Emil? Manuela. Răspunde-mi. Dan Movilă, încântat. Bună. Manuela, știu la ce te gândești, dar crede-mă, ai înțeles totul greșit. Oftim? Era vorba despre o relație a mea cu o tipă. Asta vorbeam cu Emil. Îmi dădea niște sfaturi. Da. Îmi spunea că ar trebui să fiu bărbat și să recunosc că am înșelat-o. Da, exact asta îi spuneam când ai intrat pe ușă. Da. Și cred că cel mai bine ar fi să mă duc să o sun. Sun-o. Asta o să fac. Mersi. Doamnă, mi-a făcut plăcere. Hai, vorbim, da? Ceau. Ce figură e Dan ăsta? M-ai speriat. Cu ce te-am speriat?
Cu asta. Când am intrat, am auzit spunând că te-ai culcat cu altă femeie. Vorbești serios? Tu nu-ți dai seama cât de mult te iubesc? Cum poți să prezi așa ceva? Ia loc, Angela. Mulțumesc. Te simți mai bine? Parcă puțin mai bine. Chiar dacă nu vrei, de azi înainte o să ai escort. Dar... Niciun dar. Nu vreau probleme. Trebuie să fii protejată. Bine, accept. Așa. Nu putem risca. Există un dement care vrea să-ți facă rău. Ai vreo idee cine ar putea fi? Habar nu am. Nu știu. Ai primit vreun telefon ciudat în ultima vreme? Vreo scrisoare? Ai avut vreun conflict cu cineva? Nu? Stăteam zilele trecute de vorbă cu Narcisa despre Cristian și... Angela, Popescu e mort. Și dacă nu e mort, dacă a scăpat și de data asta? Nu, e imposibil. Scoateți ideea asta din cap, altfel te trimit la psihiatru. Popescu n-are cum să mai fie în viață, e imposibil. Senzația aceea, frigul mai întâi, apoi căldura învăluind tot corpul prin degetele care ating sângele. Pe cei ca mine, moartea ne înviorează. Ne face să simțim că suntem vii. Când un om pierde fața mea, când văd în ochii lui cum se stinge ultima scânteie de viață, abia atunci simt că trăiesc cu adevărat. Din prima clipă am înțeles că nu pot renunța la această plăcere, că am nevoie de ea. Ca și cum viața mea, existența mea depinde de moarte. Ce faci acolo? De câte ori ți-am zis că nu-mi place să-ți bagi năsucul tău frumos în lucrurile mele? Iartă-mă, iubitule, dar... Acum sunt chestii personale. Am citit ce ai scris pe calculator. Și cum ți s-a părut? Oribil. Mulțumesc. Ăsta, draga mea, este un fragment din romanul la care lucrez. Asta le folosesc pentru documentare. Foarte sumbru, iubitule. De ce nu încerci să scrii ceva mai... Nu știu, de exemplu, un roman de dragoste? Nu pricep.
Ce-mi pus dragoste, trebuie să o păstrez pentru mine? Crima se vinde mai bine. Timpul închiși aici. Hai să ieșim puțin. Nu pot. Sunt vampir. Lumina soarelui mi-ar de piele. Nu, serios. Hai să ieșim puțin afară. Tu ai citit chestia asta și te-a luat frica? Asta e ficțiune. N-are legătură cu realitate. Ți-e frică de mine? Dar nu mi-e frică de tine. Știu că n-ai fi în stare să omori nici măcar o muscă. N-am chef să ies brambă. Bine, și mă altă dată. Ce ai adus bun? Bună ziua! Bună! Îi caut pe doamna Naum și pe domnul avocat Caraiman. Nu sunt la birou. Știți când se întorc? Am față de secretară. Ți-am spus că nu sunt la birou. Bine, îmi cer scuze. Auzi, cum ziceai că te cheamă? Ca să le spun că e căutat. Roxana. Numele meu este Roxana. Roxana? Ciudat nume ți-a... Era o glumă. Roxana. Gata? Ai convins-o? Da, am convins-o. Mulțumesc. N-ai pentru ce? Să-mi vină să cred că am înșelut. Manuela nu merita să o înșel. Stau și mă gândesc că eu am încercat. Emil, nu trebuie să-mi explici nimic. Gata, relaxează-te. Fii bărbat. Asta e, toți bărbații calcă strâmb. Avem infidelitatea în sânge. Ce a fost, a fost. Nici nu știu ce să spun. Îți zic eu, capul sus și răspundem la o întrebare. Tipa asta cu care... Da, zi. Ești sigur că poate să-și țină gura? Da. Nu o să spună nimic. Lucrează la mine în casă și are nevoie de slujbă. Armăsarule, tu te-ai culcat cu servitoarea? Și ți se pare că trebuie să râzi? Bine, iartă-mă, îmi pare rău, dar încercam să fac o glumă, să detensionăm atmosfera. Mi-a căzut în plasă. S-a culcat cu mine. Acum trebuie să fii foarte atentă să nu scape. Nu mai scapă, stă liniște. Încetul cu încetul vreau să-l fac să simtă că viața lui e de nimic. Că poate să pierdă totul într-o singură clipă. Exact așa cum a pățit și fata mea. Bogdan, uite-te la mine. Știu foarte bine ce am de făcut. Ți-am zis că nenorocitul ăsta e foarte ușor de păcălit și am avut dreptate. Nu mai e mult și o să-l vezi strângu-se ca un pier. Restul îi primești când termin treaba. Bună!
Bună, Florin. Ce sale? Unde ai fost? Am fost acasă la Silviu. Ce s-a stă? Șterg din ziară, nu vezi? Dă-mi eu, asta e a mea. Pune-ți și tu alta, că mai e cafea în bucătărie. Ciudat. Și Silviu are aceleași preocupări. V-ați potrivit de minune. Ca vârstă, vă potriviți. Ce vrei să spui? Și el colecționează știri macabre. Mă duc să mă culc. Este incredibil câte cazuri similare cu al Roxanei sunt peste tot în Europa. Nu pot decât să-mi imaginez cum e să fii în situația ei. Sau a oricărei persoane care suferă cum suferă ea. Este groaznic să te simți femeie și când te uiți în oglindă să vezi exact contrariul. Poate că ar suferi mai puțin dacă oamenii nu s-ar mai uita la ea ca la o ciudățenie. Dacă ei ar fi ceva mai toleranți, ea s-ar simți un pic mai bine. Radu, ideile preconcepute sunt greu de schimbat și tu știi asta. În plus, justiția a început să dea de curând răspunsuri favorabile în astfel de cazuri. Important e că știe ce vrea. Și când va veni momentul operației, va trebui să știe că schimbarea e un proces lent. Da, adevărat, dar în cazul ei, nu cred că o să fie un proces lent. Ai văzut ce trăsături feminine are? E... Nu, n-am văzut. Nu pot vedea. Radu, iartă-mă. Te rog, scuze-mă, nu mi-am dat seama. Stai liniștită, nu-i nicio problemă. Eva Maria, Radu... Voi mai stați, trebuie să închid. Noi mai avem de lucru, dar avem cheile și închidem, noi nu-i problemă. Bine. Pe mâine. La revedere. Noi nu cerem statului să plătească operația. Nu. Ăsta e un mare avantaj pentru noi. Nu prea se dau sentințe favorabile în cazurile în care este solicitat statului să plătească costurile operației. Adevărat. Dar dacă am reușit să obținem finanțare din asigurarea medicală, ar fi perfect. Foarte de acord. Dar e un lucru mai important decât partea financiară. Și anume urgența cu care Roxana își dorește operația. Iar pentru asta noi trebuie să luptăm cu un întreg sistem. Cu preconcepțiile judecătorului, cu birocrația care tărăgânează totul. Cred că ar trebui să începem o campanie publică. Să lăsăm lumea să știe. Te plictisesc? Nu, nu, doamne ferește, te ascultam că vorbești cu atâta pasiune și... Vrei să spui că mă descurc bine pentru un orb, nu? Radu, nu am spus asta și mă rănești. Iartă-mă. Nu mai contează oricum. Dar, în fine, revenind la caz, da, mi se pare o idee foarte bună și cred că ar trebui să mergem pe direcția asta. S-ar putea să fie o strategie viabilă. Doar că e foarte mult de muncă și va trebui să fim atenți la fiecare detaliu. E târziu. Nu ești obosită? Nu. Aș putea să stau aici și să lucrez toată noaptea. Tu? Doamne ferește, eu nu mă culc de la ora asta. Nu vezi cum strălucește soarele pe cer? Am o idee. Ce-ar fi să comandăm mâncare și să lucrăm la casă? Mâncare chinezească. Sau sushi. Da. E o idee bună, dar... Da ce? Eu nu știu să folosesc bețișoare. Nici o problemă. Te învăț eu. Sunt expert. A, da? Bine, m-ai convins. Atunci, intru pe net și comandăm sushi. Te mai ajută? Cine? Cine e cu mine? Ești frumos. Și ești foarte, foarte cu minte. Îl cunoști de mult pe avocatul ăla? Pe care? Dan, cred că așa-l cheamă. Da, îl cunosc. Și-a rezolvat problema? Oh! Eu. Nu știu, nu l-am întrebat. Nu ți-a spus? Nu, chiar nu l-am întrebat. De ce? Mi-a adus aminte de noi la început. Și noi n-am înșelat partenerii și... Asta ne-a făcut nefericiți. Important e că... Acum suntem fericiți, nu? Da. Și că suntem rău până aici, nu?
Da, așa a fost, dar hai să nu vorbim despre asta, hai? Intră! Vă rog să mă scuzați. Adina, ce-ai cu tine? Mă puteți învoi câteva ore? S-a întâmplat ceva? Da. M-a sunat mama fostului meu iubit și am aflat că a avut un accident. Trebuie să merg să-l văd. Da, da, sigur, du-te. Dar stai puțin. Nu te poți duce așa. Emil, nu o duci tu cu mașina? Poți să iau un taxi, dar... Nu, nici vorbă. Te duce Emil. Hai, te rog. Hai. Hai să lăsăm pe tati să se îmbrace. Da, lăsăm pe tati în pace. Ok. Fredic. Hai încă o dată. E una mică. Da. Sau mare. Și acum dacă o iau, o și mănânc? Da. Ok. Hai că am luat. Hai. Ai văzut că nu e greu? Da, într-adevăr, nu e greu. Dar? Dar tu faci să fie totul mai simplu. Sună un telefon și nu e al meu. Al meu are o melodie a lui Stevie Wonder. I just call. Da. S-a întâmplat ceva? La ora asta trebuia să fie acasă. Nu s-a întâmplat nimic, sunt la birou, lucrez. Și mai stai mult? Nu știu. Dacă mai întârzi, pot eu să vin să te iau. Știi că nu-mi place să conduci noaptea. N-ai de ce să-ți faci griji. Am fac, iubito. Uite, m-am uitat pe internet și au anunțat că o să fie furtună. Știi că de când cu accidentul nu-mi place să conduci noaptea. Și pe furtună. Am spus că n-ai de ce să-ți faci griji, ok? Hai că am treabă, vorbim mai încolo. Bine? Hai, pa, pa! S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. E sigură? Foarte sigură. Aici este? Da, aici. Nu mă conduci înăuntru? De ce aș face asta? Te rog, am nevoie să vii cu mine. Hai să mergem. Nu trebuia să fie și prietenul tău aici? Păi n-ajunge că sunt eu. Adina, ce faci? Fac ceea ce simt. Abia așteptam să fiu singură cu tine. Adina, încetează, te rog. Avem tot timpul din lume, casa e doar a noastră. Ți-am explicat că între noi totul s-a terminat, da? Hai, înțelege. Știu că și tu mă vrei. Ba nu te vreau, deschide-mi ușa. Ești prizonierul meu. Termină prostile de cheia. Dacă vrei cheia, vină și eu. Adina, nu mă joc. Vorbesc serios, dăm cheia.
Fii atentă că te joci cu focul și o să te arzi, da? Ai grijă. Și vreau să arzi, să ajungem amândoi în ea. Adina? Adina? Încetează, te rog. Dă-mi cheia. Dă-mi cheia că sparg ușa. Doar de tine. Eva Maria, unde ești? Mă derutează liniștea asta. Sunt la geam. Mă uit la ploaie. Îți place să privești ploaia? Cândva mi se părea romantică. Și mie la fel. Dar mi-a trecut. De ce? Acum ploaia îmi produce altfel de amintiri. Accidentul? Da. Radu, aș vrea să te întreb ceva, dar e mai delicat. Dacă nu vrei să-mi răspunzi, te înțeleg. Întreabă-mă. Ce părere ai avea dacă ai fi față în față cu persoana care te-a lovit? Nu cred că o să se întâmple vreodată. Dar mă gândesc la asta în fiecare zi. O urăsc pe femeia aia. Înțeleg. Mi-a distrus viața. În seara în care s-a întâmplat accidentul, fusesem la iubita mea. Am făcut dragoste, ne-am făcut planuri de nuntă și apoi am plecat. Dacă nu vrei să vorbești despre asta... Dimpotrivă. Mă face să mă gândesc la destin. Ea m-a rugat să nu plec, dar eu am vrut să plec pentru că lucram la un caz important și trebuia să mă trezesc de dimineață. Și dacă n-ai fi plecat atunci? Aș fi putut să-ți văd chipul astăzi. Spune-mi, tu-ți mai aduci aminte cum arăta femeia care te-a lovit? Da. Nu o să o pot uita niciodată. Era foarte frumoasă. Avea trăsături fine și o privire pătrunzătoare. Și era incredibil de speriată. Nici nu-mi vine să cred că mi-o amintesc atât de bine. Ce faci, pleci? Da, mâine trebuie să mă trezesc de dimineață și... Te-am plictisit. Nu, cum să mă plictisești? Bine. Atunci așteaptă să-mi chem și eu un taxi. Nu-i nevoie, te iau eu cu mașină. Mulțumesc. Emil, m-ai speriat. Scuză-mă, n-am vrut. Cum se simte iubitul Adinei? Poftim? Iubitul Adinei, ce-a pățit? Nu știu, n-a pățit nimic. Cum nimic? Fata aproape a făcut o criză de isterie și... Manuela, nu știu ce-a pățit iubitul Bonei, da? Nu-mi pasă și nici nu vreau să știu. Și ce te enervezi așa? Întrebeam doar. Dar nu mă enervez. Pur și simplu am alte probleme. Nu stau acum după bona asta. Emil, calmează-te. Vreau să știu când se întoarce. Atâta tot. Am și eu problemele mele, da? Mă duc să mă culc. Poate că pentru tine nu e cine știe ce. Dar pentru mine, orice reacție a lui Tudor e un pas înainte. Vrei să spui că el singur a luat de pe noptieră hăinuța Teodorei? Da. A luat singur hăinuța fără ca eu să-i spun ceva. Asta e chiar un progres. Da. Dar tu pe cine tot încerci să suni? Pe nepotul meu, pe Dan. Aha. S-a întâmplat ceva? Nu, nu s-a întâmplat nimic. Dar nu înțeleg de ce, de câte ori vreau să-l sun pe Dan, tu mă întreb dacă s-a întâmplat ceva. Pentru că am început să-l cunosc și am văzut că, nu știu, mereu se întâmplă ceva. Nu, iubita mea, nu, de data asta chiar nu e nimic, crede-mă, e ziua lui. Nu, păi și nu mi-ai spus nimic. Puș la mauă, îl iubesc așa de mult și vreau să fiu prima care îi spune la mulți ani. Păi ce, nu răspunde sau de ce tot îl sun? Nu știu. S-o fi stricat telefonul.
Sună. Da? Da. Alo. Mulți ani trăiască. Dan. Dan. Pe tine te caută. Ce? Astăzi e ziua ta. De ce? O să cânte cineva la mulți ani la telefon. Da. Mulțumesc frumos. Mătușa, nu? Da, mătușa, sigur. Și Narcisa. Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult. Drăguță. Spune dacă vrea să vină la cină diseară. Ai auzit? Narcisa te invită să iei cina cu noi. Da. Da, da, știi cum sunt eu, mătușă, nu... Îmi plac petrecerile. Stai puțin, că nu e niciun fel de petrecere așa între noi aici, în familie. Hai, în momentul ăsta te ridici și te dai jos din pat, da? Și ai grijă. Ce, crezi că nu mi-am dat seama că răspuns o femeie? Te rog să nu treci la birou, da? Bine, mătușă. Și eu te iubesc. Pa, pa. Auzi? Să nu mai răspunzi niciodată la telefonul meu, ai înțeles? Ia, hai trezirea. Hai, trezirea. Hai să o trezim și pe prietena ta. Hai, sus, sus. Deșteptarea. Azi e ziua mea. Și nu vreau să plec la birou fără să-mi primesc cadou. Hai, sus, sus. Dar să nu-i spui tatei adresa, bine? Doar ți-am promis, nu să-i spun nimic. Unde stăm? Aici stă Silviu. Angela, să nu mă crezi nebună, dar e cineva în spate care ne urmărește. Da, știu, nu ești nebună. Adică am dreptate? Păi, și o spui asta, spui asta așa de ușor? Da. Nu, nu-ți face probleme, stai liniștită. Sunt colegii mei. Eu escortă de la poliție, au misiunea să mă păzească. Ce te-ai mai băgat acum? Știi bine că nu-mi place să vorbesc despre munca mea. Bine, plec. Scuză-mă că nu te chem sus, dar nu l-am anunțat pe Silviu și nu-i place. Nu-ți face nicio problemă. Dar aș vrea să-mi promiți că te duci la școală după, da? Bine, mami, după ce mănânc micul dejun, am să mă duc la cursuri. Sper. Și eu sper să nu mai fie așa pisăloagă. Te pup. Da. Nu mi-a convenit că ai întârziat atât de mult azi noapte. Bine. Ce fac ăștia? De-abia te-au angajat și deja te exploatează? Alexandru, nu mai exploatează nimeni. Lucrez cu un coleg la un caz mai complex. Asta ia timp. Ce coleg? Dar ce faci, mă spui la interogatorii? Am de gând să-ți dau explicații. Colegul e orb ăla, nu? Dar ești atât de agitată. Ruși, m-a prostit. Stai puțin că n-am terminat. Alexandru, lasă-mă să trec. Sper că nu mă înșeli. Alexandru, dă-mi voie și mai vorbi prostii. Da. Și până la urmă, dacă stau mai bine să mă gândesc, tu m-ai înșelat de atâtea ori, de ce n-aș face-o? Doar suntem un cuplu modern. Eva, ascultă-mă. Eva! Dă-mi drumul. Alexandru, dă-mi drumul, lasă-mă. Sper că nu ești atât de proastă încât să te încurci cu orbul ăla. E treaba mea ce fac. Lasă-mă, el e idiotul pe care... Te rog să taci și să nu îndrăznești să mai vorbești ceva pe tema asta. Dă-te la o parte. Te-ai gândit, iubito, ce s-ar întâmpla dacă băiețașul ăsta ar afla că tu... Da, bineînțeles că m-am gândit. Și înainte să mai spiate tâmpenii, înțelege că nu te înșel. Sigur? Am stat la birou fiindcă am avut treabă, atâta tot, și mai lasă-mă o dată în pace. Eva, mie nu-mi place să-ți bagi joc de mine. Tu chiar nu vrei să te oprești, nu? Dacă vrei să mă părăsești pentru orbul ăsta, o să regreți. Îți jur că mă duc la el și îi spun că tu ai fost aia care ai dat cu mașina peste el și ai plecat. Ești un idiot. Gândește de bine la ce ai de făcut. Te avertizez. Știam că o să vină ziua în care să mă șantajez. Ești penibil, Alexandru. Eva,
Dacă mă părăsești pentru el sau pentru oricare alt bărbat, o să regreți. Eu am riscat foarte mult pentru tine noaptea aia. Dacă nu eram eu, era în pușcărie acum. Să nu uiți asta. Nu uit asta. Îmi amintesc în fiecare zi a vieții mele. Stai liniștit. Te simți mai bine? Mulțumesc. Nu-mi răspunde nici azi. Dar să știți că sunt sigură că vă aude. Ieri a luat singur rochița fetiței. A fost primul gest voluntar. Bine, vă las atunci. Tudor. Să știi că nu o să mă opresc până când o descoper cine ți-a făcut asta. Întotdeauna te-am iubit și... nu o să am liniște până când o să-l prind pe vinovat. Chiar de-ar fi să o fac cu prețul vieții mele. Îți promit. Bună, Angela. Narcisa. Am venit să văd cum se simte Tudor. Sper că nu te deranjează. Nu, deloc. Mi-a povestit asistenta că ieri a luat rochița Teodorei și... Da. E un semn că o să-și revină. Și sunt sigură că în curând Tudor o să trezească și o să fie totul ca la început. Sper din tot sufletul. Da, mulțumesc. Vă las, am multă treabă la birou. Pa, Tudor. Ne mai vedem, Narcisa. La revedere. Și ai grijă de tine. Bună, iubitule. Și când mergeau, uite așa-i făceau, uite așa-i săreau. Mergeau, săreau, o loveau peste gură. Era incredibil. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Dan să trăiască, Dan să trăiască la mulți ani! Bravo! Mulțumesc frumos, vă mulțumesc din suflet. Acum suflă lumânare. Da. Mă scuzați că am întârziat, a fost trafic. Ai venit exact la timp pentru petrecere. Da, cine ai fericitul sărbătorit? Eu. Pentru ziua de-a mea de naștere și pentru viața minunată pe care o am. La mulți ani. Mulțumesc. Să suflu, da? Nu, nu, ce? Nu! Mai întâi trebuie să spui trei dorințe. Da, da. Da, bine. Trei dorințe. Păi prima ar fi ca acest birou să meargă foarte bine. Mulțumim. A doua... să devin campion mondial la box. Nu râdeți. Așa o să fie. Iar a treia ar fi ca într-o zi colega mea Eva Maria să-mi dăruiască un zâmbet. Păi dorința asta ți s-a și îndeplinit, nu? Ce repede funcționează. Suflu. Bravo, domnule. Bravo. Hai, bravo. Eu propun ca în seara asta să mergem într-un club. Să petrecem. Cred că e o idee foarte bună. Foarte bine. Eva, mergi? Vii? Nu știu. Nu știu. Da, nici eu nu știu dacă pot să vin, îmi pare rău. Hai, Emil, îți lași copilul cu Bona și vii cu soția. Ne distrăm. Va trebui să vorbesc cu Manuela. Uite, putem să o invităm și pe Narcisa, nu? Da, putem să o invităm, dar nu știu dacă vine. Are un copil foarte, foarte mic. Trebuie să aibă grijă de fetiță. Am uitat, da. Plus că trece prin niște momente destul de dificile. Da, da. Mă lăsați singur. Cati, Valentina, voi? Nu? Ce? Ce? Ești bine? Nu, n-am pățit nimic. Auzi, înainte să stai toate degetele, răspunde-mi. Vii? Nu, nu pot. Păi de ce? Mama.
Ce, vrei să mă duc să-i cer voie să te lase? Nu, nu e vorba de asta, da? Doar că nu se simte bine și trebuie să rămân cu ea. Da, m-ați refuzat cu toții. Ăsta e destinul meu, să rămân singur, probabil. Știu că sună ciudat, dar simt că sunt prea bătrân pentru genul ăsta de distracție. Ce vorbești, Emil? Ești tânăr. Sunt tânăr, dar m-am schimbat. Nu, nu mai sunt la fel. Acum sunt tată și... Și înseamnă că nu mai ai voie să te distrezi? Eu vreau să mă distrez, dar pur și simplu mintea nu-mi stă decât la Manuela și la copilul meu. Mă gândesc ce au mâncat, dacă au mâncat, dacă dorm, ce fac. În schimb, uite-l pe Dan. Uită-te la el. Se distrează și trăiește viața din plin. Dansează? Da. Oh, da, e înconjurat de femei. Omul ăsta chiar știe să-și trăiască viața. Nu știu dacă e cel mai bun exemplu de cum ar trebui să-ți trăiești viața, Emil, tot. Nu știu, dacă stau să mă gândesc, cred că ar trebui să profiți cât poți. Da, voi ce aveți? V-ați deprimat dintr-o dată sau mi se pare mie? Nu. Mai acordați acest dans? Nu, mersi, stau foarte bine aici. Păi ăsta nu e motiv să mă refuzați. Eva Maria, acum te rog frumos, nu refuza pe unul. Sunt obosită, serios. Hai, dansează. Hai, mă, te rog, e ziua mea. Te rog, te rog. Bine, bine. Nu-ți place să dansezi? Ba da. Ai fi vrut să fii tu primul care o invită pe Eva la dans? Scuză-mă, nu înțeleg. Mi s-a părut că ai fi vrut tu să fii cel care dansează acum cu Eva. Emil, după cum am spus, în viață există un timp pentru toate. Trebuie doar să știi să profiți de acel moment. Înțelepte vorbe. Noroc. Noroc. Știi că nu mușc. Da, știu. Nu te las să mâri, dar apoi să muști. Ce faci, păpușa? Vrei la baie? Lăsați-mă în pace, vă rog frumos. U, dar de ce ești așa de nervoasă, hă? S-ar trebui să fiu nervoasă? Vreau doar să merg la baie, lăsați-mă în pace! La ce baie vrei să mergi, la bărbat sau la femeie, hă? Vreau doar să merg la baie, încetează! La ce baie vrei să... Ce ce baie, la bărbat sau la femeie? Lăsați-mă în pace, ajutor! Nu știu, dar aș vrea să aflu. Lăsați-mă în pace! Ajutați-mă, vă rog frumos! Că n-ai voie la bărbați, că ești poponar de asta. Doar dacă ne facem cu afoare, îți dăm voie, ha? Lasă-mă în pace, te rog frumos! Ce se întâmplă aici? Știi cu tine vezi de treabă. Roxana, liniștește-te, lăsați-o în pace, vă rog frumos! Prințesă, dacă vrei și tu la petrecerea noastră, ești binevenit, ha? Cine-s idioții care vorbesc? Două curși plouate care n-au curaj să se pună cu cineva de teapa lor. Ești tare în gură, ha? Ia să vedem dacă ești tare și în pumn.
mulțumesc, aici nu am nevoie de pază. Dacă avem ordine la comisar să... Mă duc la un prieten. Sunt în siguranță. De acolo, de undeva a ieșit rozătorul. Da, am înțeles. Dar puteți să stați liniștit, am pus capcane peste tot, nu cred să mai aveți probleme. Ar fi cazul, că la chiria pe care o plătesc. Domnul sună. Da, am auzit, nu sunt sur. Ah, mă iertați, domnul sună. Dan, la cum te-ai bătut în seara asta, sunt sigur că ai o șansă la centura de campion mondial la box. Sunt bun, nu? Foarte. Chiar crezi că am șanse la centură? Ca să faceți față unui boxer profesionist, nu cred. Dar ca să apărați pe cineva ca mine, cu siguranță. Ei, n-a fost mare chestie. Probabil ăsta e destinul meu, să apăr lumea. Fie cu pumnul, fie prin lege. O, Doamne! Ai făcut și tu o faptă bună, nu te mai umflați, Dan Pene. O, doamna avocat a recunoscut că eu am făcut o faptă bună. Mă uimiți? Și eu sunt uimit că ai reușit. Ce glumă bună. Lăsând glumele la o parte. Domnule avocat mobilă, se poate să-mi acordați câteva minute între patru ochi? Ce? Nu vă speriați. Vreau doar să vorbesc și cu dumneavoastră. Ce se întâmplă, domnule avocat? Nu sunteți obișnuit să fiți provocat de femei? Da, zi! Tot ce vreau să vă spun este că... Înainte de asta vreau să stabilim niște lucruri. Să știi că o să mă bucur foarte tare când o să ți se aprobe operația. Și dacă vrei, ieșim la o bere împreună, dar mie îmi plac femeile. Tot ceea ce vreau să vă spun este că vă mulțumesc pentru astăzi. M-ați apărat ca pe femeie. Să știi că nu sunt un insensibil și te înțeleg că duci o viață grea. Să trăiești într-un corp pe care nu ți-l dorești, probabil e groaznic. Vă mulțumesc și pentru că mă înțelegeți. Să sperăm că psihiatrul și cu judecătorul o să-și schimbe decizia și o să aprobe operația mea. Dacă nu se întâmplă așa, să mă suni. Că ți-i rezolv pe ea cum i-am rezolvat și pe ăștia. Ar fi o rezolvare, dar nu cedezi așa de ușor. Doar de bine, hai. A, stai că vine. Îmi pare rău, dar trebuie să plec acasă. Mă așteaptă familia, îmi pare rău. Și eu. Sunt destul de obosită. Da, ai dreptate, ai avut o zi încărcat. Exact. Vreți să te conduc mașina? Da, ar fi minunat. O seară bună. Ciao. Și vă mulțumesc încă o dată. Pa! Pa, noapte bună! Pa! În schimb, pentru mine, abia începe distracția. Mă scuzați, am plecat. Ce s-a întâmplat în seara asta m-a ambiționat și mai tare. Dacă și Dan se bate pentru Roxana, atunci noi doi sigur nu trebuie să renunțăm. Ai dreptate. Și mie îmi plac provocări. Așa te vreau, colega. E destul de târziu și ar trebui să plec. Vii și tu? Eu aș vrea să... Chiar mai vrei să stai? Adică mâine te trezești dimineață și... Nu e vorba de asta. Dar? Nu știu cum te simți tu, dar eu mă simt foarte bine atunci când suntem împreună. Și eu mă simt bine că suntem împreună. Adică, na. Apropo de asta, se spune că atunci când cineva își pierde vederea, își dezvoltă alte simțuri. A, da? Cum ar fi cel tactil? Când te ating, pielea ta îmi spune că și ție îți place să fim împreună. Te aud cum respiri. Și în momentul ăsta, inima ta bate la fel de tare ca și a mea. Radu, eu... Ești foarte specială pentru mine.
Mici. Bună, Adina. Nu înțeleg, cum ai aflat că... Eu aflu tot, draga mea. Cum e posibil ca actrița mea preferată să lucreze ca Bona? Femeia aia care m-a accidentat m-a lăsat în mijlocul drumului și a fugit. Ce nenorocită! Știi ce? Mi se pare că am văzut o mașină care pleca în trombă de la locul accidentului. Îți amintești ce mașină era? Cred că ar fi cazul să te recomand unei alte familii. Adică mă dai afară. Ești vinovat, foarte știi de unde vii și cine ești, dar toate ai...